Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana și azi vorbim despre ceea ce fac acum producătorii de filme și seriale pentru a minimiza impactul produs de coronavirus. Vorbim despre ce filme se amână și ce se mai întâmplă așa în industrie datorită acestei probleme care practic ne afectează pe toți. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să vă folosiți de puterea spălatului pe mâini pentru a distruge butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Bun, hai să începem! Problema coronavirusului afectează mult lumea asta a entertainmentului și deja vedem anumite măsuri luate de studiouri, platforme de streaming, teatre, festivale, dar și conferințe TV. Disney a decis să oprească producția serialului The Falcon and the Winter Soldier pentru că unele scene din serial trebuiau filmate în Praga. Dar având în vedere că Praga a închis în această perioadă școli și a restricționat transportul, producătorii s-au decis să oprească și ei producția. Serialul ar fi trebuit să apară în august, dar acum devine neclar dacă vă mai apărea până atunci. Filmul Peter Rabbit 2 a fost și el amânat pentru 7 august, deci nu va mai apărea acum în aprilie pe 3. Unul dintre cele mai mari anunțuri a fost legat de amânarea filmului James Bond, No Time to Die, care trebuia să vină pe 8 aprilie. Filmul a fost amânat pentru 12 noiembrie în UK și 25 noiembrie în US. În China nu a mai apărut filmul Sonic the Hedgehog, filmul fiind suspendat aici fără a mai exista o dată de apariție. Bine, în China au fost suspendate cam orice apariție, inclusiv Jojo Rabbit, 1917 sau Doolittle. Producția filmului Mission Impossible a fost oprită încă de pe 26 februarie pentru că echipa filmului trebuia să meargă în Veneția pentru a filma timp de 3 săptămâni. A oprit producția filmului pentru că guvernul din Italia a oprit orice fel de adunare. Bine, țara este în lockdown acum. Da, da, știu că sunteți supărați că nu o să mai vedeți film cu Tom Cruise cât de curând, dar da, și eu sunt supărat, trebuie să recunosc că Mission Impossible 7 chiar l-așteptam cu sufletul la cură, da. Dar da, e nasol, oricum ei au întrerupt filmările de pe 26 februarie, deci da, destul de mult, mă rog, de mult, acum câteva săptămâni, dar oricum le-au întrerupt mai mult fiind nevoiți de situația din Italia, pentru că acolo a fost cel mai grav și încă este cel mai grav din toată Europa. Deci da, orice avea, orice voiau să facă acolo prin Italia, au trebuit să amâne și na, Mission Impossible este amânat. Nu știu pentru cât timp totuși, pentru că ideea este că producătorii acum trebuie să se gândească, probabil, poate cine știe, vor schimba locația sau ceva, adică poate să mai lucreze eventual la scenariu dacă apar probleme de genul și cred că mulți vor merge în direcția asta, dacă, mai ales dacă au de filmat în Italia, care e deocamdată cea mai afectată din toată lumea. Așa că, bine, după China. Așa că da, vedem ce se mai întâmplă. Disney și-a anulat conferințele de presă pentru lansarea Disney Plus în Europa și va continua promovările doar în online. CinemaCon 2020 a fost anulat în acest an și sunt deja discuții și despre Comic-Con 2020 că va fi anulat, dar na, se așteaptă să se vadă cum va evolua așa situația în următoarele luni. Bine, cam toate evenimentele astea care au perioada când vor apărea în iunie-iulie, așa și așa, adică nu se știe sigur. Deja cred că ați auzit că, bine, în afară de toate competițiile astea și de fotbal și de cam, nu neapărat doar din sport, cam toate evenimentele astea sunt așa și așa, cel puțin astea de pe timpul verii, pentru că se așteaptă ca spike-ul așa, adică cele mai multe cazuri și perioada când va fi cel mai nasol, adică când cazurile vor bubui și așa, să vină undeva prin aprilie. Și na, tot se așteaptă ca vara să se rezolve problema și de asta nu-și amână încă evenimentele și filmele și toate chestiile puse pe astă vară din cauza asta, dar s-ar putea și cred că șanse destul de mari să se amâne și lucrurile astă vară. Deja sunt discuții despre Olimpiadă, despre Euro, la fotbal despre Euro 2020 și cred că aceeași chestie se va întâmpla și cu Comic-Con. Și ăla din San Diego și ăsta din East European, din București și despre Antol, desigur, nu e așa clar, deocamdată nu e nimic anulat, dar sunt șanse mari, mai ales totul va depinde de cum va evolua situația. Producția Riverdale a celor de la Warner Bros. A fost și amânată pentru că un membru al echipei are COVID-19. Twitter și YouTube și-au anulat evenimentul New Fonts, festivalul de film din Beverly Hills, a fost și el amânat. Tot Disney Plus a suspendat cam toate producțiile Disney Plus pe o perioadă nedeterminată, iar pe lângă Falcon and the Winter Soldier au suspendat și Loki și WandaVision. Warner Bros. A oprit producția filmului Batman pentru 2 săptămâni.
Filmările pentru Jurassic World Dominion s-au oprit și toată producția de seriale a celor de la Apple Plus a fost și amânată. Five Gang își anulează concertul, Disney a mai oprit și producția filmelor The Little Mermaid, Home Alone, Peter Pan, Nightmare Alley și Shrunk. Walt Disney își închide de săptămâna viitoare parcurile din toată lumea, Universal Studios își închid și ei parcul, Disney a amânat și apariția filmului Mulan pentru 27 aprilie. Bine, filmul ăsta Mulan avea mai multe șanse de a fi văzut de mult mai mulți oameni, în special în China. Și chestia că China este cea mai afectată, bine, ei nu s-au așteptat la chestia asta, gen când au produs filmul și să se întâmple în China ce se întâmplă acum, dar ideea este că filmul ăsta trebuia să fie, cred că ar fi avut cel mai mult succes în China și acum apariția lui e foarte nepotrivită. L-au amânat pentru 27 martie, dar am așa o presimțire că o să-l amâne nedefinit, chiar dacă au zis pe 27 martie, dar amâne filmul, bun, dar dacă ai cinemaurile închise, nu prea mai are sens să-l mai scoți acum. Deocamdată vine pe 27 martie, dar nu e sigur, cel mai sigur cred că va fi amânat și el pe o perioadă nedeterminată de timp, cum se întâmplă cu majoritatea filmelor care ar fi trebuit să vină cel puțin în perioada imediat următoare, martie, aprilie, mai. Și bineînțeles, Fast and Furious, filmul pe care și eu l-așteptam cu sufletul la gură, s-a amânat pentru un an. Așa, l-așteptam, eram nebunit pe Fast and Furious, dar trebuie să recunosc că ei cred că au luat una dintre cele mai bune decizii față de alte studiouri și alte filme. Efectiv, au zis că mai bine îl punem la anul ca să fim siguri că sunt șasele cele mai mari să apară și că se bănuiește că până la anul se va reveni la normal. Deci, da, cred că ei au luat printre cele mai bune decizii. Acum să-l amâni cu un an mi se pare cel mai ok, mai ales că sigur scoteau banii, nu era nicio problemă cu asta, dar era problema că dacă apărea acum riscau să nu vină lumea la cinema. Dar luând decizia asta de a-l pune la anul, cred că au luat cea mai bună decizie cu Fast and Furious. Adică e și cea mai bună și cea mai sigură, decât să spui că e amânat pentru nimeni nu știe când, mai degrabă spui îl punem la anul și asta este, nu e nicio problemă. Practic filmul apare pe 2 aprilie 2021, așa că da, știu că vă pare rău că voia să mergeți să vedeți Fast and Furious F9, dar nu, anul ăsta Vin Diesel și John Cena nu mai apare la cinema, îmi pare rău, da. Hai să ținem un moment de liniște pentru acest... Și evenimentul celor de la Nickelodeon, și anume The Kids' Choice Awards, va fi amânat anul acesta? Cam acestea sunt așa în mare chestiile care au apărut în ultimele zile. Oricum, cu siguranță vor apărea mai multe amânări, mai multe anulări chiar de evenimente și așa în următoarea perioadă, pentru că situația din Europa nu este chiar cea mai bună și cu siguranță nici situația din America nu este așa de bună, chiar dacă ea pare momentan să fie mai ok, dar nu e. Și cel mai sigur o să mai vedem amânări, suspendări, anulări și chestii din astea. Deci da, anul ăsta cel puțin până prin, nu știu, mai, iunie, iulie, poate va fi mai lipsit așa de evenimente și va trebui să stăm acasă și să ne mulțumim cu ce avem, dar da, da. Bine, acum... chestia asta nu o să afecteze industria asta entertainmentului acum, ci pe viitor vor veni problemele, adică dacă amâni producțiile acum, probabil vor fi perioade imediat după ce se termină toată chestia asta cu virusul și așa, în care din nou va trebui să așteptăm până se vor relua producțiile ca să apară alte filme, deci filme noi nu știu dacă vor mai apărea prea curând. Cred că cel mai devreme o să începem să vedem filme noi prin toamnă, așa, toamnă, iarnă, poate. Deci, da, situația nu este prea bună, după cum puteți vedea, multe chestii amânate, incerte. Bă, și cam atât așa deocamdată din ce știm. Cred că se vor mai face update-uri și așa la chestiile astea, dar în principiu nu sunt vești așa de bune sau e. Vedem ce se mai întâmplă și mai vorbim desigur despre situație după cum mai evoluează lucrurile. Până atunci, ce să vă zic,
să vă spălați pe mâini, să stați în casă, să vă protejați cât mai bine și da, ne auzim cu un nou clip. Cam astea sunt lucrurile pe care le știm așa despre evenimentele și filmele mai importante care apar în următoarea perioadă. Da, nu e o perioadă bună pentru industria asta a entertainmentului, dar na, toată lumea are de suferit, so yeah. Rog, tot ce ne mai rămâne să facem e să sperăm că lucrurile se vor îndrepta într-o direcție mai bună în următoarele luni. Banan, 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 banana man. Mi-e foame. Hai, te rog, pune-mă la final, ori pisica mea va fi tristă. Peridot este șmecheră.